Da, mi-a tras cu ghiulul din partea dreaptă, direct în nas, și mi-a spart nasul. Dintele rupt, falca, maxilarul deplasat. Ia arătați-ne puțin dintele. Se mișcă. E gata, e infectat deja, e puroi. Are coptură. Bărbatul în vârstă de 47 de ani se afla în timpul serviciului când a fost abordat de viceprimarul orașului. Edilul, care este și președintele organizației locale PSD, i-a solicitat să păzească afișele candidaților USL, cerându-i totodată socoteală pentru faptul că o parte dintre acestea erau rupte. El m-a chemat, m-a văzut în fața societății noastre, m-a chemat la el, m-a întrebat și ne-a rupt afișele pe seara de 23. În seara de 23 nu știu că n-am fost de serviciu. În momentul când vorbim cu el, a apărut o mașină în fața depozitului, o mașină străină. M-am întors să plec spre depozit. Când m-am întors să plec, n-am apucat să fac un pas, m-a lovit cu pumnul și cu picioarele. Cu pumnul în față și cu picioarele în stomac. În asta am căzut jos, m-a umplut sângele, eram în baltă de sânge. Așa, în momentul când m-am sculat de jos, el a plecat. Paznicul era îmbrăcat cu o vestă ARD, fapt ce l-a enervat la culme pe edil, care s-a dezlănțuit. A zis că de ce porți geaca de la domnule, ma ta ai treabă. Ce geacă aveți? Avem o vestă de la PDL, așa, de la ARD. Am o treabă, eu sunt paznic, agent pază la societatea de la, nici de cum la afișele USL-ului sau, mă rog, alte opțiuni politice. Nu am nicio treabă. Am speriat că l-am văzut, am zis și ei, bă, m-am bătut vicele primar la muncă. Cum se întâmplă așa ceva, ca un vice să bată în timpul, era timpul serviciului, am copii acasă, am îl trimis la treabă și să viprează la umar dacă l-o lua pe neveste. Eu o vestă de asta de la PDL și-o întrebat de unde ai vestă. Mi-a dat-o la PDL, mi-a dat-o, trebuie să o port, mi-e frig noaptea. Da, și când îl dădea să plece, să duc la depozit acolo înainte, el lui dau cu pumnul așa, l-a prin spate și cu piciorul în spate, da, și cu pumnul, cu unghiul, așa că e la nas, cu unghiul de la mână, cred că de. E normal așa, ca un viceprimar să fac exemplu așa, nu s-a mai întâmplat așa ceva, ca să bată, și în timpul serviciului, era doar, era paznic. Foarte neplăcut și urât, din punct de vedere, pentru fiecare are opțiunea lui, fiecare nu trebuie omul bătut, că ține cu mare deu sau cu USL-ul, fiecare are opțiunea lui. Bărbatul a făcut plângere la poliție și spune că nu-l va ierta pe edil. De cealaltă parte, viceprimarul orașului Murgeni susține că omul s-a împiedicat singur și a căzut. Nu-l iert pentru nimic în lume. De-a-i muri să știu cu mâinile pe chep, nu-l iert. Băiatul a venit, i-a zis, nu mai rupe afișe, pentru că cineva le pune. Porți haina albastră, n-a nimic cu tine. Înțelegi? El când m-a văzut pe mine... A dat să fugă, s-a împiedicat, s-a lovit din mașină. Sunt băieți care poate să confirm. Nu că l-am bătut eu. Poliția a demarat cercetări în acest caz pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe.